Dani este în platoul Z al emisiunii Neața. Are un invitat special, Neața. Neața, în bucket list-ul meu, prietenii mei știu, e treaba asta să pot să fac până la sfârșitul vieții un cub Rubik în mai puțin de o săptămână. Având în vedere că recordul e de secunde la nivel mondial, știu, la bază un algoritm, există cărți despre cubul Rubik, m-am apucat de 6 ori de treaba asta, m-am înscris și la școală pentru treaba asta, dar n-am ajuns niciodată. Vreau măcar la 40 de ani să fac un cub Rubik. Ei bine, ca să mă enerveze total, Cristian Leana, domnul puzzle, a venit alături de noi și astăzi face un tablou din cuburi Rubik. Asta înseamnă că folosește, evident, mai multe. Salut! Salut, salut, Dani! Da, astăzi voi face un portret din 720 de cuburi Rubik cu sigla emisiunii voastre. Mâine împliniți 12 ani și am vrut să vă fac o surpriză, un cadou cu sigla emisiunii voastre. Îmi ia cam 5 ore să fac un portret din acesta, de aceea sunt de la 7 astăzi, am mai pregătit niște cuburi și sper să-l termin până la sfârșitul emisiunii, în 4 ore. Te rog să te ridici ca să nu părem ciudați la televizor. Da. Cristi face asta de ceva timp, nu e nici foarte tânăr, nici foarte în vârstă, chiar dacă are aspectul ăsta de artist. Câți ani ai? 25 de ani. Mulți înainte. Da. Ce ai studiat? Am fost la Politehnică, Ingineria Sistemelor. A, deci ești pe partea matematică, da. E clar. Da. E adevărat că la baza cubului Rubik stă matematica, de fapt? Cum ai zis și tu, nu neapărat matematica, cum ai zis, algoritmi și formule, logică mai mult. Da, logica stă la baza cubului și oricine poate să învețe, cum ai zis și tu, sunt și cărți și așa, iar eu chiar la mine pe canal prezint într-o oră metoda de rezolvare. Oricine într-o oră poate să învețe, dacă intră pe domnul Puzzle și caută cea mai simplă metodă pentru cubul Rubik, exact așa, pe YouTube. Pe acest domn trebuie să-l susținem pe canalul lui de YouTube din mai multe motive. Unu, poate aveți copil acasă care vrea să facă treaba asta și tati nu se pricepe, că e ca mine, nu s-a prins. E mai ușor să explice cineva live. Cristian a făcut câteva lucruri la nivel mondial. Legenda spune că doar 6 oameni pe planetă fac tablouri din cuburi Rubik, pentru că e foarte greu, evident. Fiecare culoare trebuie reprezentată pe tablou. El a lucrat și pe afară, ca să zic așa. Oamenii au auzit de tine și în afara țării. Da, am mai auzit și din afara țării, am mai făcut și la YouTuber din străinătate și la diferite vedete, am mai făcut, dar în general fac la vedete la noi din țară. Am făcut, de exemplu, domnul Dan Negru portret, am făcut lui domnul Gheorghe Hagi și la mai mult. Și în fiecare săptămână fac un portret la mine pe canal. O să urmezi tu săptămânile următoare, Dani. Deci, intrați pe canal, să mă faci mai tânăr, te rog. Acum mergem, intrăm un pic în detalii, se uită băieți chiar pasionați de treaba asta. Trebuie să ne explici care e mersul lucrurilor. Deci cum ajunge o poză, tablou, cineva trebuie să descompună toate lucrurile. Exact, ea trebuie proiectată pe calculator pentru a face o schiță și a împărți-o în cele 6 culori ale cubului. Și treaba asta mi-a cam vreo săptămână de lucru, cam 30 de ore mi-a. Asta mi-a cel mai mult. Așezarea cuburilor, cum am zis, vreo 5 ore. Deci în total cam o săptămână de lucru, 35 de ore, săptămâna are 40 de ore de lucru, deci cam așa, cam atât mi-a. 35 de ore cu totul. Ok, deci se și muncește. Bun, eu trebuie să spun foarte sincer că nu am nici cea mai mică idee cum poți să transformi. Bun, fotografia în culori am înțeles, dar după aia cum faci ca albul să fie în centru, portocaliu într-un colț, verdele în cealaltă parte? E un secret, lasă-l să rămână secret pentru mine. Vedem aici, avem 7 rânduri de cuburi. A câte? A câte 24, 7 rânduri, mai am încă 5 jos, deci am făcut 12 rânduri și mai am încă 18 până sus. 30 de rânduri înălțime, 24 pe rând. Cristi a venit înaintea mea la muncă, să știți, îl aplaud din tot sufletul meu. Deci domnul Puzzle, da, domnul Puzzle pe YouTube, mai vin să vedem lucrarea. Câte cuburi sunt în total? 720 de cuburi. Păi stai că asta e o avere. Da, costă foarte mult, de aceea dacă cine ar vrea să cumpere așa ceva, să zicem că vrea să-l pună pe perete acasă. Costă foarte mult, pentru că un cub din acesta nu sunt din acelea de 50 lei din piață, sunt 25 de lei, e 25 de lei un cub, deci vreo 5 euro jumate. Toate împreună 4050 de euro. Le păzesc ca pe ochii din cap și rama la fel costă și ea vreo 150 de euro, e făcută pe comandă. Deci 4200 de euro doar materialele. Și munca mea eu cer 300 de euro pentru o săptămână de muncă. Da. Omul foarte sincer. Da. Am o întrebare și mai sinceră. Ai și cuburi de rezervă? Nu am și chiar m-am gândit că trebuie să iau vreo 5-10 să am de rezervă, că nu se știe niciodată când scap unul pe jos și îl sparg și nu mai am cum să termin portretul. O să iau. Mare grijă la eveniment. Vine vreo nebună, vreo fană care îți pârlește două cuburi. Cum arată
treaba. Să ai 718 cuburi. Te las, domnul Puzzle, pe YouTube până... Sper că e pe gata cu tabloul lui făcut special pentru mâine. Răzvan, în ce fază suntem? Mare bucurie să știi că ne-a făcut. În spate se află o parte din redacția de la Neața. Noi suntem în pregătiri pentru marea zi de sărbătoare. Mâine facem 12 ani. Prietenul nostru Cristian a reușit să facă sigla Neața, la 12 ani de Neața, din puzzle-uri. Merită să-l aplaudați pentru efort. Este un tip deosebit ce lucrează chiar în acest moment la finalizare. Este de pe la ora 6 aici, a avut și ceva ajutoare. Este un, o ramă specială pe care a făcut-o împreună cu ai săi colaboratori. Pentru tot ce vedeți aici, vino te rog lângă mine, domnule Puzzle, pentru tot ce vedeți aici a folosit câte cuburi rubice? 720 de cuburi am folosit, are 30 de cuburi înălțime, 24 lățime, 1,83 m înălțime și 1,50 m lățime, în total vreo 100 de kilograme. Hai să facem un bilanț, hai să tragem linie. Da. Pentru un astfel de tablou, deși tu ești specializat în portrete mai mult, da, decât în sigle de emisiuni, tu muncești așa, în primul rând, pentru a realiza designul, da, pentru a realiza grafica. Da. Tu stai închis în casă? Da, vreo 30 de ore pentru a proiecta o schiță, după care eu mă ghidez. Fac schița aceea și după ce fac schița, mă pun și așez fiecare cub în poziția corespunzătoare. Și asta mi-a încă vreo 5 ore. Deci cam vreo 35 de ore în total de muncă. Cam o săptămână de muncă mi-a așa ceva. Îți mulțumim tare mult pentru efortul pe care l-ai făcut, pentru surpriza pe care ne-ai făcut-o la 12 ani de Neața. Prietenul nostru a realizat minunăția asta dintr-un banal, ar spune unii, cub Rubik. Sunt 5 în lume care pot face așa ceva. Cel mai bogat dintre ei vinde așa ceva la New York cu vreo 29.000 de euro. Pe al nostru prieten îl găsiți pe net? Da, pe YouTube mă găsiți pe domnul Puzzle, pentru oricine vrea să învețe să rezolve un cub Rubik, gratis și fără niciun cost, și pe Instagram cristian.leana. Acolo îl găsiți și îl puteți chema la voi, poate, la evenimentul de care să vă bucurați împreună cu el. Dani,